Întâlnirea de astăzi a fost organizată de către candidatul Partidului Ecologist la primăria Buzău, Marius Silaghi. Întâlnirea a început prost, întrucât însuși inițiatorul a ajuns mai târziu față de ora anunțată. Deși au fost invitați toți cei 13 candidați, doar 4 au fost prezenți în centrul orașului. Lui Marius Silaghi, candidatul PER, i s-au alăturat Andrei Neder, candidatul ALDE, Andrei Barac de la PRU, în timp ce PNCCD și-a trimis la întâlnire candidatul la Consiliul Județean Cătălin Avramescu. Ideea este de unitate și de solidaritate pentru a îmbunătăți situația din întreg orașul. Ne dorim din suflet să schimbăm ceva, știm că putem, uniți vom fi mult mai puternici indiferent de situație, iar orașul ăsta nu se vrea a fi a unui partid sau altuia, ci se vrea a fi al oamenilor. Asta e dorința noastră sinceră și din tot sufletul. Candidații au venit la întâlnirea de astăzi doar pentru a face act de prezență. Din motive ce ne scapă, aceștia nu au purtat niciun dialog cu buzoienii care au trecut în acest timp prin centrul orașului.